În perioada 14-16 ianuarie, Centrul Cultural Sighetu Marmației va organiza Festivalul Internațional de Poezie, care din cauza pandemiei de coronavirus nu s-a putut desfășura anul trecut. Evenimentul va debuta vineri, 14 ianuarie, la ora 12, cu primirea invitaților și cu un cuvânt de deschidere al primarului Vasile Moldovan. Sper să putem să reedităm ediția 49 de anul trecut, care a fost prorogată pentru că am intrat în cod roșu în acest an. Și mă bucur că am șansa să am lângă mine pe un om extraordinar și implicat în Festivalul de la Sighet de la începutul de aproape. Mă bucur că am confirmări totuși de la mulți participanți, e vorba de scriitori și poezi din România, care o să vină începând de azi la Sighetul Marmației. Trebuie să vă spun celor care nu știu că mă ocup de acest festival de peste 30 de ani ca jurnalist, ca om de televiziune. Cunosc foarte bine festivalul, acest festival internațional. Anul acesta nu îl putem face internațional, știți și dumneavoastră de ce, dar mă bucur că totuși se continuă pentru că este cel mai vechi festival din țară. Eu cunosc foarte bine mișcarea literară ca scriitor și ca jurnalist ce sunt și care nu a avut întrerupere. Anul trecut a avut una și felicit că totuși țin cu dinții să refac acum în această lună de ziua lui Eminescu, ziua culturii naționale, să în condițiile date și să sperăm că ediția 50 vom putea avea și scriitori din alte țări. Eu personal nu mă laud, dar asta e situația. Am adus mulți scriitori de dincolo, ca de exemplu din Elveția, din Italia, din Israel și alții, pe care i-am adus cu drag în acest festival și care s-au bucurat foarte mult că au venit aici la Sighet, unde au cunoscut oameni deosebiți, creatori de artă, de cultură și, bineînțeles, poeți. Acum, apropo de concurs, concursul este important pentru că se premiază debutanți, îi încurajăm pe oameni, pe tineri mai ales, bineînțeles că debutanții sunt tineri, în general, sunt mari scriitori care au debutat la 50 de ani. Deci să nu credem că numai tinerii și, bineînțeles, premiem volume, premiem antologii și așa mai departe. Eu am venit și voi veni și anul acesta cu premii din partea unor mari reviste de cultură din țară. Ca și data trecută. Exact, ca și data trecută și anul acesta, ca de exemplu, Familia. Voi da un premiu pentru că, întâmplător sau nu, acolo a debutat și Eminescu. Sâmbătă, în cadrul Festivalului Internațional de Poezie din Sighetul Marmației, va fi adus un omagiu marelui poet Mihai Eminescu, iar evenimentul va continua cu lansări de cărți, recitaluri deosebite și cu festivitatea de premiere.